Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Hai să fac cu bagheta, să vă fac cu mâna, ca așa e mai bine, mai elegant. Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în rac. Etalare pentru februarie aproximativ. Nu uitați că la alte niveluri nu există calendarele umane. Nu uitați că etalarele se pot manifesta înainte sau după. Variabil câteva luni, uneori chiar și jumătate de an și chiar și un an de zile. Energiile vin, noi transmitem ce transmitem. Nu uitați că energiile se pot inversa, ceea ce zic despre voi să fie de fapt despre o altă persoană. Aveți discernământ și alegeți ce vi se potrivește și eventual, dacă aveți răbdare să ascultați până la sfârșit, să găsiți mesaje importante și pentru viitor. Chiar dacă situația rezonează sau nu rezonează. Din punctul meu de vedere, în orice text se poate descoperi ceva interesant. Hai să vedem etalarea voastră. Au venit niște cărți, mi-aduc aminte. Da, aici. Puterea și patru de spade. Un soi de preetalare. Cu puterea și patru de spade, patru și 8 de 2 ori 4. Vă trebuie să, în primul rând și în primul rând, unii dintre voi ați obosit. Ați obosit în anumite privințe. Poate ați avut o boală, v-a pus la pat, sper că nu vă doresc sănătate. Dacă nu, poate altcineva din preajma voastră. Dacă nu e boală fizică, ar putea să fie o oboseală mentală. Vă simțiți dezamăgiți de multe situații, de cel puțin 3 situații și ar trebui să vă luați timp să meditați. Să meditați la această luptă. Luptă pentru ce? Luptă pentru putere? Luptă de a domina, de a avea... Pentru ce e lupta asta? E o luptă încrâncenată. Poate aveți de-a face în viața voastră cu cineva cu marcaș puternic în semn de aer, în semnul leului, pe alocuri și fecioară, să zicem. Dar nu obligatoriu. O vom vedea ce alte cărți mai vin. Nu prea aveți chef de vorbă cu acest patul de spade. Vreți să stați voi cu gândurile voastre pentru că aveți de găsit niște răspunsuri la această luptă pentru putere, la acest ego, la ambiții, la mândrie, poate ea voastră, poate altuia, dar când vedem aceste lucruri la alții, înseamnă că trebuie să medităm și la noi, cum se manifestă în noi mândria, orgoliu, ceea ce nu ne place sau ce ne place în persoana cealaltă. Unii dintre voi ați vrea, încă nu aveți curajul, unii, încă nu aveți curajul să transformați ceva în viața voastră. Pentru că știți că odată transformat vă veți atrage un personaj special. Așa cum veți fi voi transformați, nu acum, transformați, după transformare. Dar cineva nu are curaj să acționeze, stă la pas și se gândește. Este copleșit de puterea energetică a cuiva, de puterea mentală, de, nu știu dacă fizică, dar e o putere mentală a cuiva. Sunt pentru unii. Vă place, nu vă place, asta e problema voastră. Pentru unii, este un bărbat care se simte legat, ca lanțuri. Și chiar dacă nu este legat, simte că e un anume tip de femeie, foarte puternică, care îl poate conduce. Și probabil că aici este o teamă, este o îngrijorare, energia masculină. Da? Dar dacă meditați, poate găsiți răspunsul și poate doar o impresie, poate doar orgoliul vostru vă spune că vă poate conduce. Poate că voi trebuie să vă transformați ca să conduceți împreună. Ceva de genul ăsta simt. Însă, interesant, de alte zodii apare iar zodia leului, apare capricorn, apare berbecul și alte semne de foc. Da, e o energie toxică masculină aici. Clar, cu soarele, cu marele împărat și cu marele diavol, hai să zic așa mare, că așa a venit, e cineva mare, probabil, și mândru. Mândru de ce are. Și sexual, și financiar, și public, și profesional. Mândru.
Și dar foarte defensiv cu sufletul său, foarte protector cu sufletul, să nu ajungă nimeni acolo. Pentru că acolo, ce mesaj vine, acolo de fapt acest bărbat este un copil. Da, are legătură mesajul, vă place, nu vă place, problema voastră, eu transmit ce sunt ghidată să transmit. E cineva care n-are curajul să abordeze o femeie, pentru că acea femeie este trezită spiritual și ei încă se simt copii din punct de vedere spiritual, manifest ego-ul, orgoliu, dorința, nu pasiunea, că pasiunea e un cuvânt superb, impulsivitatea, este un bărbat. Rac sau poate aveți de-a face voi răcușoarelor, eu știu, cu altcineva, variază. Dar mesajul e mesaj și am încredere în ceea ce primesc. Acuș. Acușa. Hai să vedem. Etalare, zodia Rac, soarele lunar, Venus, ascendentul lunar din Rac. Februarie aproximativ 2023. Ia uite, mândrie. Mândrie, pentru mine cartea asta, ia uite. Prosperitate. Când văd pe unul, mă gândesc la mândrie, la vanitate. Cineva se concentrează iar pe aspectele estetice. Prosperitatea este... Care e mesajul pe care îl primesc? Exact cum să-l transmit. Interesant, acum văd. Wow! Acum, de fapt, văd doi pe unii. Exact ceea ce am zis mai devreme. Unul fără orgoliu, altul cu orgoliu. Unul vede prosperitatea din punct de vedere spiritual, altul vede prosperitatea ca pe un aspect estetic, o chestiune care ține de lux, de design, am zis, da? Wow! Acum văd că e un soi de yin și yang. Unul în stare să renunțe la prosperitate pentru creșterea sa spirituală, celălalt încă nu. Nu are legătură. Și aici 16, numărul turnului. Turnul simbolizează trezire, simbolizează și renunțarea la responsabilități. În acest caz, la construcțiile vechi, apropo, bazate pe vanitate, pentru că turnul o să vă povestesc eu când o să vorbesc despre 2023 și poate când o să vorbesc special despre turn. Că vreau să vorbesc cam asta despre câteva cărți, în special, măcar. Unul este concentrat pe... Iar unul este foarte responsabil, altul este foarte mândru și foarte... Vai, ce mare, frumos, sau frumoasă sunt, nu știu. Și altul nu mai poate de treburi. Interesant. La capătul setului de cărți, 17. Da. Exact. Nu e autentic, celălalt încă nu s-a descoperit. Trebuie să-și înfrunte demonii. E o distanță cu 17 numărul stelei. Distanță mare între voi? Poate chiar oceane. Wow. Știți ce simt? Simt așa zona aia de nord a Americii. Nu știu dacă e Canada, dar nodul, nordul Americii. Probabil că unul din voi este de acolo sau oricum, unul, repet, unul este autentic, celălalt încă poartă mâini și trebuie să-și înfrunte demonii. Aici este, seamănă oarecum cu puterea. Lupul ăsta este fioros, într-adevăr. Este puternic, e mare, apropo de ce e un lup mare, e huge. Față de personajul ăsta care este minion, da? Mic. E o disproporționată imaginea, dar este cu un scop.
Și ce mai simt față de acest personaj, pe lângă faptul că e autentic, că are putere, că poate să înfrunte acest lucru, poate să înfrunte vanitatea și orgoliul și energia ctonică, zic, de, pentru cei care știți acest cuvânt, a unor energii, acest personaj este și protejat. Mesaje pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, evident. Soarele, Luna, Venus, Ascendentul, Lunar în Rac. Ce-o fi cu America, cu America de Nord, cu Canada, ce e dincolo, poate și mai sus de Canada, nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, o chestiune de genul ăsta. Iar apare puterea! În timp ce mă gândeam, ce vorbeam, exact. Același personaje, da? Bine, același personaje, da? Și lupul și leu sunt fioroase, sunt prădătoare. Dar diferența ar fi, interesant, 4 și cu 1, tot 8. E o chestiune de vindecare, de niște traume, de niște chestiuni. Aș spune ancestrale sau aspecte care vin prin familia voastră, eventual. Unul interesant, apropo, cu păunul, unul probabil de familie mai bună sau are ceva în aparență, aud, în aparență regal. Familie bună nu înseamnă musai regal și chiar dacă ar fi familie, eu știu, veche, să știți că nu e asta important. Celălalt care este mai puțin vanitos e dintr-o altă familie, mult mai veche. Și în asta constă forța celuilalt, care este mai umil, mai conștient de sine. Și de natura sa regală energetică, spirituală, e o regalitate energetică. Apropo de protecție. Ceva s-a întâmplat sau se întâmplă perioada iernii, nu știu exact ce, dar o să mai vedem. Ia uite, 5, sentiment de abandon, 10 de cupe, meditați, meditați la dragoste. Aveți grijă să nu beți mai mult decât de cazul. Pentru unii dintre voi poate sunteți influențați de un alt personaj cu aspecte în semne de apă, pești, drac, scorpion. Sau în vărsător, că am văzut steaua și, bine, steaua 17 și regele de spade. Însă, da, nu e atât de bogată, dar e bogat spiritual. Sau vine cu o forță spirituală, poate încă nu o conștientizează, o va afla, o va descoperi la un moment dat. E concentrat pe viața sa de zi cu zi, pe responsabilități. Dar la un moment dat va veni și trezirea celuilalt. Păi. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Rac, odată. Tot apare, tot apare. Ce apare? Ia uite, Luna, voi. Și 4 de bâte. În secret vă doriți o relație stabilă, autentică. 4 de bâte e o casă în care cei doi sunt autentici față de ceilalți 4. Însă, da, vreți să cuceriți. Interesant. Ați vrea să cuceriți pe acest personaj care se pare vouă că e mai puternică a voi. Nu am nevoie. Nu am, deci nu aștept să recunoașteți. Eu știu că pentru cineva este acest mesaj odată. De două ori. Mare grijă cu băutura și cu sexul. Pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Doamna mea divină, știu că nu bea și nici nu face prostiore. 7 de cupe. 3 de monede. Regina de monede. 5 de cupe. Și 4 de spade revine. Nu prea îmi place energia, dar să sperăm că la clarificări se îmbunătățește.
În primul și în primul rând atrag aceste două cărți, repet, destul de pesimiste. 4 de spade și 5 de cupe. La care aș putea să adaug și 3 de cupe, 7 de cupe. Probabil că a fost un triunghi amoros sau a fost o bucurie care a rămas un vis. A rămas un vis. Dacă a fost un triunghi amoros, ceva s-a întâmplat. Că există o stare de depresie, de decepție, de supărare. Unii dintre voi plângeți. Nu trebuie să-mi spuneți mie. Chiar plângeți și regretați. 5 de cupe, 4 de spade. Unii, dacă nu sunteți voi persoana aceea, e un personaj, nu știu care, despre dacă sunteți voi sau cealaltă persoană, dar persoana cea orgolioasă care a pierdut timpul cu petrecere, cu 3 de cupe. Am zis 3 de cupe, trebuia să zic 7 de cupe, da? Care a pierdut timpul cu alte opțiuni, cu alte, așa zise, evadări din realitate. Și nu doar din realitate, stați un pic, evadări din, sau fuga de autenticitate, apropo, fuga de autenticitate și de responsabilitate a cuiva. Acum acest personaj regretă. A rămas doar cu să viseze că va colabora cu, e o femeie puternică aici. Cu acea femeie, iar apare puterea, iar apare autenticitatea, nu mă interesează zodia, e o femeie puternică, regina de monede. Repet, care vine dintr-o altă familie regală, dar mult mai veche. Și când vorbesc de moșteniri genetice, în cazul acesta simt că este moștenire genetică spirituală, energetică, ADN-ul energetic, nu vorbesc de moștenirile acestea fizice, chiar dacă sunt monede. Acest personaj ar putea să fie mândru, dar vedeți, e pun în spate. Nu. Arată ce are. Și e foarte spirituală, totuși. Cu acest mod, foarte spirituală, verdele în acest context ține de dragoste și vanitatea e ultima, e în urmă. Punul e acolo. Se concentrează pe creația sa, pe ceea ce construiește zilnic, apropo de responsabilități. Și acel bărbat care regretă și ar dori să colaboreze. Pentru că 3 și 1, 4 ține foarte mult acest personaj. Ține foarte mult. Ține foarte mult. Acest personaj îi dă un anume tip de stabilitate. Poate această regină de monede e o femeie cu picioarele pe pământ, chiar dacă e spirituală, chiar dacă e sensibilă, își cunoaște valoarea, se respectă cât îi permite situația, inclusiv situația financiară, dar se respectă. Interesant, aici am văzut scriere, pentru o secundă am avut impresia că e o scriere arabească. Nu arăbească persoană, ca, nu știu literele arăbești, dar persoanele știu. În fine. Acest bărbaș ar dori să construiască ceva. Trei ține de Capricorn. 3 de monede și regina de monede de Capricorn, să zic. Vedem și se văd și semne de apă și de aer, dar eu nu zic că sunt zodii musai. Sunt aspecte în sinastria voastră. Apare cavalerul de bâte și roata norocului și ia uite. Da, un personaj a avut opțiuni. A avut opțiuni. Cavaler. Da, de foc. Pe căluțul de foc. Vai ce povești erau frumoase pe vremuri. Dar vrea să-și schimbe viața. Vrea să fie în acest parteneriat, dar pentru că fără această femeie, acest personaj se simte singur. Și știți ce mai au? Se simte sărac. Poate să, e ca și când acest cavaler, acest personaj care are de toate, se simte sărac fără... Fu, ce fioră!
Până în cap s-au dus fiorii, până în vârful capului, din mâini până în vârful capului mi s-au dus acești fiori. Se simte sărac, ar vrea să investească, ar vrea să cucerească. Ia uite, regina de cupe. Pești, drac, scorpion sau nu musai? Posibil să fie aceeași persoană. Ia uite, împărăteasa, da? Femeie sensibilă, exact. Femeie sensibilă, spirituală, care muncește pentru abundența sa. Trăsnetul. Am zis, în aceste de cărți este singura regina de cupe care aduce trăsnete. Prin dragostea ei, dragostea ei trezește oamenii la dragoste. E o femeie foarte puternică, ne-am zis, la care țineți. Eventual sau poate să fie invers. Țin ei la voi. Patru de bâte, de monede revine, după cum ați văzut. Da, ia uite, regele de cupe. Simțiți că regele și regina de cupe, ne-am zis, vă simțiți singuri fără acest personaj. Hai. Clarificăm șapte de cupe. Cât am vorbit, am zis că vorbesc mai puțin. Bai, deja am vorbit 21. Șapte de cupe. Rac. Nu mă așteptam să vorbesc așa mult. Am zis că fac mai scurt. Ia uite, asul de cupe și valetul de cupe. Cineva trebuie să mărturisească. Să-și ceară scuze că a pierdut timpul cu opțiuni. 7, 8, 9. Și să învețe să se vindece de această imaturitate emoțională, să se vindece de interesul pentru celelalte cupișoare care sunt nesemnificative în comparație cu acest as de cupe. Și să mărturisească dragostea pe care o are. Judecata. Renaștere. Transformare. Trezire. După, ia uite. Ia uite. Am zis, cuiva este atât de dor de cealaltă persoană că simte că se simte singur, eventual singură, se simte bolnav la pat. Adică și dacă ar avea de toate, când închide ușa, e în lacrimi. Trei de monede, șase de cupe. Da, se vrea o împăcare și reconstrucție aceste relații. Ia uite, multă pasiune, dorința de a comunica, uite, faetonul, ori voi, ori să vină spre voi, ambele reprezintă călătorie, faetonul, cinci de băte. Da, dorința de a cuceri, de a se zbate pentru un nou început, aș spune. Un nou început. Regina de monede. 8 de monede. Regina de monede se concentrează pe independența ei. Muncește ca să fie independentă. Muncește ca să fie independentă. Și dacă voi sau cealaltă persoană vrea să, nu știu cine vrea exact, poate vorbesc despre voi, poate vorbesc despre altă persoană în viața voastră, vrea să vă ucerească, să vă recucerească, să construiască, să colaboreze cu voi, trebuie să muncească mult. Pentru că voi vă cunoașteți valoarea. Pentru că, interesant, această regină de monede a pornit de jos. Interesant. A pornit de jos. Interesant turnul. E o separare între voi. E o separare din cauza altor opțiuni. Iar lumea, iar distanță, iar atitudine defensivă, cineva își închide sufletul și închizându-și sufletul, își reduce șansele la fericire. Cinci de cupe. Ia uite, 5 de cupe, 5 de bâte. Aici e un conflict mental. Mental și emoțional și fizic. Cum să mă duc să o cuceresc? De atâtea persoane, poate deja și-a găsit pe cineva, e o persoană atât de specială, sunt atâția care, cum, ce să fac, ce să fac, pot să zic fraie, fraieră? Cine se supără, se supără, e problema voastră. 5 de cupe. 5 de cupe. Da. Cineva și-a blocat intuiția. Cineva și-a blocat intuiția. Când a acordat atenție lucrurilor minore, aș spune. Dar, acum, apare că am văzut turnul și un soi de trezire. O determinare de a manifesta totuși ceva nou. Pentru că regina de monede, 8 de monede, 9 și 1, 10. Se poate manifesta o, ia uite, 10. O relație de succes. Însă, pentru asta trebuie să vedeți lucrurile altfel, să vă luptați
Sau invers, persoana respectivă să se lupte pe brânci ca să... Ia uite, asul de spade, alt as. Ca să vă recucerească. Patru de spade. Ia uite ce frumos. Împărăteasa, măi. Împărăteasa. Și-au picat multe cărți, dar nu mai contează. Eremitul tăcere între voi. Moarte. Distanță. Deci dragostea a fost atracție chimică, fizică, sufletească, spirituală a fost. Dar a fost și distanță. Trei de bâte, am vorbit de distanță. Uite, așa, aici este o apă. Și aici este o apă între voi. Probabil distanța asta a înghețat emoțiile și aveți impresia că toate... Ui, ce fioream! Că... Și totuși e călduț aici. Adică nu, e cald, e plăcut. Aveți impresia că relația e terminată. E... Da. Dar este ca să vă transformați. Ca să găsiți lumina, să găsiți speranța, să găsiți autenticitatea. Sau persoana respectivă. Cineva meditează la dragoste, la dragoste adevărată, la generozitate, la creștere spirituală, la femeia divină, femeia sa divină. Ce înseamnă o femeie divină versus opțiunile pe care le-am avut? Iar vanitate. Sunt atâtea femei frumoase, într-adevăr, dar câte dintre ele sunt și frumoase în interior și înțelepte și... Da? Patru de spade, împărăteasă. Vă pasiune, văd meditație, văd... Nu par cărți de acțiune, afară de 5 de bâte na, sau 3 de monede ține de muncă, de implicare, de colaborare, 3 și 8, practic, aș zice. Dar 5 de bâte, să zic, ar fi mai dinamic, mai activ. Însă simt că e o chestiune de mai mult emoțională, interioară, e un conflict interior. Cărțile nu arată și cu eremitul, iar nu arată prea multă acțiune. Eventual, dacă sunteți voi doamnelor, voi munciți, vă vedeți de viața voastră, ei vă iubesc, nu știu că să, nu știu ce să facă, cum să vină, ce să zucu. Zucu. Acum depinde ce alte aspecte au și în planet, în harta lor natală. Mai ascultați și la alte zodice, au Soare, Lună, Venus, Ascendent. Ia uite, vorbiți limbajul dragostei. Apropo, 3 și cu 5, 8, transformare. Apropo de 8, de transformare, trebuie să învățați să vorbiți, nu din orgoliu, nu din pasiune, nu din dorință, dorință sexuală, ci din dragoste. Pentru că sunteți diferiți, asta e adevărul. Exact, patul de spade, relaxați-vă un pic pentru că aveți nevoie, unii dintre voi chiar aveți nevoie. 4 și cu 2, 7. Începeți totuși acest an mai... Dați-vă timp să vă adunați, să zic, energiile consumate anul trecut. Și să vă conectați și la divinitate. Ca să știți cum să acționați. Fiți de ajutor sau, ia uite, o legătură spirituală foarte profundă între voi și cineva. Energie feminină înaltă. Aș spune, poate să fie și un bărbat în energia sa feminină? Poate. Poate. Nu ce nimeni nu. Dar e o energie înaltă care îl ajută pe celălalt să se ridice. Îl susține în transformarea sa. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.